încerc să le arăt tinerilor că există un acasă mai complex decât poate li se povestește la școală sau chiar în grupurile în care activează sau în activitățile extrașcolare către care sunt împinși de către părinți, deoarece ei, așa cum am mai spus, învață limba germană. Părinții probabil că îi îndeamnă pe copii să facă, mai ales pentru niște avantaje în job mai târziu. Am organizat o gala honteriște a absolvenților liceului Haina Sunterus, în care am încercat tocmai să venim în întâmpinarea aceste idei și anume să le arătăm tinerilor care sunt încă în școală că chiar dacă nu sunt sași și chiar dacă putem spune că încă învață într-o școală cu tradiție săsească, au foarte multe avantaje dincolo de limbă și anume la această gală încercăm să alegem câțiva dintre absolvenții emeriți, să spunem, care au obținut rezultate deosebite după ce au absolvit. Se punem pe scenă, să le dăm un mic premiu, dar scopul fiind acela de a le arăta tinerilor că au niște modele pe care le pot urma. Și am făcut acest lucru deja în 3 ani, în 2013, 14 și 16. Mic fiind, m-am implicat prin grupul de prieteni până la urmă în care am fost, în foarte multe activități, atât la biserică, cât și la ulterior la forum, dar și în cadrul școlii Johannes Sunterus pe care am absolvit-o. Și întotdeauna s-a pus accent pe faptul că atunci când începi un demers, un proiect, în orice ar fi el, trebuie să-ți stabilești foarte clar unde vrei să ajungi, cu cine vrei să organizezi acel demers și care rezultat dorești să-l obții. Și acest lucru m-a condus inclusiv pe direcția mea pe care am luat-o și am terminat un masterat în managementul proiectelor și astăzi activez în acest domeniu. Impresia mea este că tinerii care sunt la școlile de limbă, unde învață limba germană ca și limba maternă, pentru mulți dintre ei este un lucru, sau pentru cei mai activi dintre ei, ca să mă refer la ei, este un lucru normal, adică ei nu o percep neapărat ca și pe un plus pe care l-au față de tine din alte școli sau ca pe un lucru neapărat deosebit. Atunci, în momentul în care pleacă de la Johannes Sunterus în școala unde îi cunosc pe mulți, ei rămân au un simț de apartenență la grupul cu care au terminat și eu cred că acesta este un sentiment dincolo de un simplu grup de prieteni pe care l-au format. Este un lucru și influențat de tradiția școlii, dar este o cultură veche de școală de sute de ani. Noi am înființat în urmă cu 3 ani o asociația absolvenților liceului Johannes Sunterus dincolo de forum. Este o asociație care încearcă să îi țină pe cei, pe alumnii, pe absolvenții liceului, aproape de ceea ce se întâmplă în Brașov, aproape de ceea ce se întâmplă în continuare în școală, încearcă să îi implice în ceea ce ne-am dorit poate să se întâmple mai bine în școală, să-i ajutăm pe profesori inclusiv. Este o asociație care este încă la început, dar reușește să transmită anumite lucruri importante pentru elevi, consider eu, și anume că merită să rămână activi și merită să se uite înapoi pentru a simți acest acasă, cum îmi place mie să-i spun. Eu personal, prin activitatea în care decid în fiecare zi să mă implic, sper că o să fie o România mai bună decât este astăzi și sper ca copiii mei să aibă parte de o comunitate activă, o comunitate în care cunosc oameni dincolo poate de cercul familiei, oameni de care poate să fie poate chiar puțin mândri, oameni de la care au ce învăța. Să fie o Românie în care oamenii știu să pun accent pe lucrurile mărunte, știu să treacă dincolo de ecranele în care noi se uită în fiecare zi, să nu ceară mereu, ci să înțeleagă și asta poate putem să o ducem înapoi și la comunitatea sașilor. Poate să urmărească un citat care îmi place foarte mult, al lui Nicolae Steinhardt, și anume, dăruind vom dobândi.